Biserica Sfinții Trei Ierarhi din cartierul Constanțean Cireșica și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în biserica parohială care s-a dovedit neîncăpătoare pentru credincioșii veniți la sărbătoare. Biserica aceasta, care are ocrotirea Sfinților Trei Ierarhi, este o biserică atât de vie, o biserică mare, dar neîncăpătoare astăzi. O biserică a jertfelor multor credincioși, o biserică a dragostei, o biserică plină de înțelepciune, pentru că aici, cu adevărat, slujește și unul din dascălii de teologie și adeseori aici venim la slujbe, fie pentru jurământul teologilor, fiind pentru momente deosebite. Sfinții Trei Ierarhi sunt și ocrotitorii învățământului teologic, de aceea studenții noștri și dascălii noștri de teologie îi au atât de aproape, pentru că și ei au fost studenți și dascăli de teologie și au fost cu adevărat luceferii credinței noastre. Construită între anii 1993 și 2003, parohia întreprinde numeroase activități sociale pentru membrii comunității din partea de nord a orașului. Printre altele avem aici o cantină socială. Se dă mâncare la 40 de persoane în fiecare zi, dar pot să spun că trec în timpul zilei și multe alte persoane, oamenii străzii care se opresc și le dăm acolo la casoletă, cum zicem noi, le dăm și lor la prânz o masă. Nu este refuzat nimeni din cei care bat la ușa cantinei noastre. Pe viitor se dorește extinderea cantinei sociale pe terenul din jurul bisericii.